Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne vorbește azi despre Ecaterina Cocuța Conachi, femeia fără de care Alexandru Ioan Cuza nu ar fi fost ales domn. Condițiile politice de dinaintea micii uniri. În anul 1842, între cele două principate române, Țara Românească și Moldova, a luat naștere un proiect de unificare a sistemului de măsuri și greutăți. La 1 ianuarie 1848 a intrat în vigoare o convenție moldomunteană prin care a fost desființată vama dintre cele două țări. Puțină lume știe că și domnitorii români au făcut primul pas către unire. Astfel, cununia domnitorului Gheorghe Bibescu a fost oficiată la Focșani, în septembrie 1845, la Biserica Sfântul Ioan, lângă Borna de Hotar, naș de cununie, fiind însuși domnitorul Moldovei, Mihail Sturza. Ideea unirii Moldovei și a țării românești a apărut încă din secolul al XVII-lea și a devenit o prioritate după războiul Crimeei 1853-1856, fiindcă situația externă se arăta favorabilă. Înfrângerea Rusiei și hegemonia politică a Franței oferea un context prielnic punerii în practică a proiectului, cu atât mai mult cu cât Napoleon al III-lea, dorind un bastion răsărit în favorabil politicii sale, care să contrabalanceze expansiunea rusească și să contribuie alături de Italia la subminarea sau chiar destrămarea monarhiei austro-ungare, sprijinea politic cu toate forțele unirea principatelor române. Un rol important l-a jucat propaganda unionistă întreprinsă de către liderii partidelor naționale în cele două țări, dar și în străinătate. Activitatea desfășurată în emigrație, deosebind Franța, a cunoscut diferite forme, apeluri către opinia publică europeană, afirmarea programului politic în publicații ca România Viitoare, 1850 Paris, Junimea Română, 1851, Republica Română, Paris, 1851, Bruxelles, 1853. S-a constituit la Paris un comitet cu deviza Dreptate, Fraternitate, Unitate, având sprijinul unor personalități marcante precum Paul Bataillard, Edgar Quinet sau Hippolyte Desprez. Această propagandă unionistă a necesitat mari sume de bani pentru cointeresarea materială a unor personalități franceze, iar Ice Brătianu s-a remarcat prin vânzarea moșiei soției sale pentru a asigura aceste fonduri. Tratatul de pace de la Paris. Deciziile adoptate prin Tratatul de Pace de la Paris, 18-30 martie 1856, prevedeau intrarea principatelor române sub garanția colectivă a celor șapte puteri europene, Turcia, Franța, Anglia, Prusia, Austria, Rusia, Sardinia, revizuirea legilor fundamentale, alegerea adunărilor ad hoc, care să exprime atitudinea românilor în privința unirii, integrarea în granițele Moldovei a trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad și Izmail, trimiterea în principate a unei comisii europene cu misiunea de a propune bazele viitoarei lor organizări, libertatea navigației pe Dunăre pusă sub control internațional și multe altele. Inițial, adunările ad hoc, divanele ad hoc, aveau caracter consultativ și erau alcătuite din reprezentanței bisericii, marii boieri, burghezi, țărănimii clăcașe, cu scopul de a face propuneri referitoare la realizarea unirii principatelor române. Alegerile pentru divanurile ad hoc au fost marcate de mari tensiuni. Dacă în Țara Românească majoritatea covârșitoare a opiniei publice susținea ideea unirii, în Moldova lucrurile se arătau mai complicate. Partida unionistă, reprezentată de personalități ca Alexandru Ioan Cuza, Mihail Cogălnicianu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie Panu, etc., avea în fața ei opoziția separatiștilor moldoveni, precum pe Nicolae Strati, ideologul mișcării separatiste, Gheorghe Asachi, Costache Negruți, etc. Aceștia doreau menținerea separării, motivându-și opțiunea prin posibilă căderea Iașilor și a Moldovei, odată cu mutarea capitalei la București, ceea ce s-a și întâmplat după 1861. Un caimacan antiunionist. În vremea aceea, Moldova era condusă de caimacanul Teodor Balș. Acesta îl numise ca ministru de finanțe pe Nicolae Vogoride, fiul boierului conservator Ștefan Vogoride.
Vogorite a fost numit caimacan după moartea lui Teodor Balș. Când a fost numit caimacan, a combătut din toate puterile realizarea unirii principatelor române, fiind sprijinit de Austria și Turcia, care îi promiteau lui Vogoride domnia Moldovei. Vogoride a falsificat rezultatul alegerilor pentru divanele ad hoc, înlocuind listele electorale de reprezentare în viitorul parlament. În urma înțelegerilor de la Osborne, Napoleon al III-lea, susținut de regina Victoria Angliei, precum și de regii Prusiei, Rusiei și Sardinii, a anulat primele alegeri. Au avut loc noi alegeri, astfel încât, la 22 septembrie 1857, s-a adunat divanul ad hoc al Moldovei, care era favorabil unirii, iar la 30 septembrie, cel al Valahiei, și prin documentele redactate au fost puse bazele furnizării celor două principate. Prințul Nicolae Vogoride sau Vogoridi sau Vogoridi, născut în anul 1820 la Iași, a murit la 23 aprilie 1863 la București. Nicolae Vogoride a fost căsătorit cu Ecaterina Conachi și a avut trei copii. Ecaterina era fiica unică a marelui logofăt și poet al Moldovei, sora vitregă după mama lui Costache Negri și a Zulniei, soția viitorului caimacan unionist Vasile Sturza. Ecaterina Cocuța Vogoride a fost femeia patriotă fără de care unioniștii nu câștigau în Moldova, deci mica unire nu putea fi făcută. Ecaterina Cocuța Conachi a fost fiica logofătului moldovean Costache Conachi și soția caimacanului Moldovei Nicolae Vogoride și a rămas în istorie drept eroina micii uniri. Născută în anul 1828, a rămas orfană de mică și sarcina creșterii și educării Ecaterinei a revenit tatălui văduv, Costache Conachi, cunoscutul poet. La vârsta de 17 ani, pe 2 iunie 1846, Cocuța s-a căsătorit cu Nicolae Vogoride, cel desemnat caimacanul Moldovei. Acesta era locțitor al domnitorului și fusese însărcinat cu administrarea Moldovei. Căsătoria a fost una aranjată de tatăle Caterinei, care era ostil cauzei unioniste și apăra interesele turcilor în Moldova. Tot el a dorit ca noul cuplu să poarte numele de Conachi, întrucât nu avea alți moștenitori în afară de fiica sa, și a dorit să ducă mai departe numele familiei. În urma căsătoriei aranjate, Ecaterina i-a dăruit lui Nicolae Vogoride trei copii, Emanuel, Maria și Lucia. Cei doi n-au împărtășit însă niciodată aceleași idei, în vreme ce caimacanul Vogoride sprijină interesele otomanilor, pentru că primise promisiunea de a deveni domn al Moldovei, în cazul în care unirea nu se va înfăptui, tânăra sa soție sprijină cauza unionistă. Mai presus de soț, unirea și cuza. Alături de fratele ei Vitre, Costache Negri, Ecaterina s-a înrolat în tabăra unioniștilor, sprijinindu-l pe Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alexandri și Mihail Cogălnicianu. Despre Ecaterina Vogoride se spune că ar fi fost una dintre iubirile celui ce avea să devină domnitor Alexandru Ioan Cuza. Se spune de asemenea că Ecaterinei datora Cuza agresiunea sa militară și trecerea rapidă de la gradul de sublocotenent și cel de colonel. Dar nu numai iubirea pentru junele colonel a caracterizat-o pe frumoasa Cocuța, ea fiind profund partizană unirii românilor. În urma alegerilor falsificate, Nicolae Vogoride a vrut să-i numească pe Constantin Catargiu și Nicolae Cantacuzino, drept miniștri, ambii fiind recomandați anti-unioniști. Cocuța l-a amenințat cu divorțul și nu era o glumă, fiindcă odată cu divorțul dispărea și zestrea adusă în familie, iar Vogoride rămânea sărac lipit pământului, cum se spunea. Astfel a reușit să stopeze numirile care ar fi pus în mare pericol visul unioniștilor, amenințându-și soțul. Ai venit în țară sărac lipit pământului, n-ai altă avere decât zestrea ce ți-am adus eu, îți iert risipirea ce ai făcut-o, dar nu-ți voi ierta trădarea față de neamul, față de țara, care ar fi trebuit să devie și a dumitale. Cum nu mai ai azi altă avere decât a mea, aș putea printr-un divorț să te așez din nou pe paiele de unde te-am ridicat, i-a spus Ecaterina soțului ei. Furtul corespondenței caimacanului cu otomanii.
După ce soțul ei vogorit de caimacanul Moldovei, orbit de promisiunile făcute de otomani, a reușit să impună prin fals voința antiunionistă, numind și un premier, Ecaterina i-a spart biroul și a furat corespondența acestuia cu poarta otomană pentru a da în vileag complotul antiunionist. Scrisorile furate și date publicității indicau fără nicio mistificare complotul organizat și finanțat de Imperiul Austriac și poarta otomană, complot antiunionist. Scrisorile au fost înmânate spre publicare de către Costache Negri cotidianului bruxelez. L'Étoile d'Orient, astfel scrisorile lui Vogorid au făcut în conjurul presei din Europa și au fost publicate și în Moldova sub numele de extract de scrisori secrete trimise caimacanului Moldovei de deosebite fețe politice. După dezvăluirea falsurilor și în urma scandalului iscat, puterile garante au obligat poarta otomană să-și reevalueze poziția față de principatele române și să accepte rezultatul favorabil reluării alegerilor. Imediat, Nicolae Vogorite a fost înlăturat din postul de caimacan în octombrie 1858. După unirea din 1859, Ecaterina Conachi l-a părăsit pe Nicolae Vogorite, divorțând, după care a călătorit prin Europa. Postul caimacan a murit în 1862. La București, Ecaterina Cocuța s-a recăsătorit cu principele italian Emanuele Ruspoli în anul 1864. Ecaterina Conachi, românca fără de care mica unire ar fi fost stopată, a murit la Genova în februarie 1870, doborâtă de febra palustră, și a fost înmormântată la moșia familiei Conachi de la Țigănești. Cocuța și Alexandru. Azi se știe faptul că Ecaterina Conachi, alintată Cocuța, a fost una dintre marile pasiuni adulterine ale lui Alexandru Ioan Cuza. Măritată cu guvernatorul Moldovei, caimacanul Nicolae Vogorite, Cocuța și-a manipulat soțul, iar acesta l-a promovat constant pe Cuza, avansându-l din simplu locotenent fără studii încheiate la gradul de colonel și numindu-l ministru de război. Legătura Cocuței cu Alexandru Ioan Cuza e una de notorietate la intersecția politicului cu pasiunea dezlănțuită. Prima mare dragoste extraconjugală a lui Cuza se pare că a fost și-a pentru Cocuța Vogorite, soția caimacanului antiunionist Nicolae Vogorite. Acestea îi datorează Cuza ascensiunea rapidă în ierarhia militară în doar câteva luni ale anului 1857, viitorul domnitor fiind avansat la gradul de sublocotenent la cel de colonel, Alexandru Xenopol. Un martor îndepărtat al întâlnirilor amoroase ale lui Cuza cu focoasa patriotă moldoveancă rămâne conacul boierilor Conachi, care se afla la Țigănești, la 3 km de orașul Tecuci. Aici s-a născut și a trăit mulți ani Ecaterina Conachi, cea mai bogată moștenitoare din Moldova, iubita colonelului Alexandru Ioan Cuza. Cocuța însă nu se putea împăca cu gândul că unirea nu mai e posibilă. Scotocind prin seiful soțului, a găsit niște scrisori compromițătoare pentru Vogorite, pentru că ele veneau de la Istanbul și de la ambasada Turciei din Anglia. Erau două categorii de scrisori. În unele era sfătuit cum să obstrucționeze unirea, presa, și în altele îi se aduceau felicitări după rezultatul negativ, Vasile Ghica, istoric. Dubla alegere nu a fost ușoară. Alegerile din Moldova se împotmoliseră și divanul ad hoc nu cădea la înțelegere asupra alegerii viitorului domn moldovean. Erau supuse votului numele lui Sturza, dar și a lui Vasile Alexandri. Până la urmă, Partida Unionistă ia act de retragere a lui Alexandru și la propunerea acestuia, susținută puternic de Ecaterina Conachi, votează pe colonelul Cuza, care nu participase inițial la votare. La adunarea electivă, desfășurată în localul Muzeului de Istorie Națională din Iași, Cuza a fost prezentat drept varianta de compromis între conservatorii filoruși și liberalii pro-occidentali francofili. Oamenii candidatului Sturza au fost surprinși să constate că acesta e respins și în schimb adunarea îl votează în unanimitate pe Cuza. Gruparea lor,
susținută de mercenarii polonezi a lui Wierzbicki, care plănuia să acționeze doar pentru a liniști eventualele proteste împotriva alegerii lui Sturza și apoi pentru a forța alegerea sa în țara românească, s-a văzut obligată să treacă la ofensivă. S-a pus un premiu pentru uciderea liderilor unioniști Mihail Cogălnicianu, Anastasie Panu și Manolache Epureanu, pe al căror sprijin Sturza conta, dar care au votat pentru CUZA. Complotul a fost însă dejucat după ce a fost deconspirat de Alecu Fononciul și Iacob Antoș, iar ancheta a dovedit ulterior implicarea Rusiei. La 5 ianuarie 1859, Moldova este ales domnitor Alexandru Ioan CUZA, întrucât în textul Convenției de la Paris nu se stipula ca domnii aleși în cele două principate să fie persoane separate, liderii unioniști au decis ca alesul Moldovei să fie desemnat și în țara românească. Acolo însă CUZA era susținut doar de liberali, în timp ce conservatorii dețineau 46 din cele 72 de mandate. În această situație, liberalii radicali au inițiat prin intermediul tribunilor o vie agitație în rândul populației capitalei și al țăranilor din împrejurimi. O mulțime de peste 30.000 de oameni s-au aflat în preajma adunării. Unul dintre tribuni, I.G. Valentineanu, nota că poporul era gata să năvălească în cameră și să osilească a proclama ales pe alesul Moldovei. Într-o ședință secretă a adunării, deputatul Vasile Boierescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan CUZA, aceasta fiind acceptată în unanimitate de teama mulțimilor adunate și înarmate care presau Hotelul Concordia, locul unde se ținea alegerea. Astfel s-a făcut primul pas către definitivarea unirii principatelor române. Concluzie. Ecaterina a reprezentat dorința de libertate a românilor. Cocuța Conachi nu este recunoscută sau puțin cunosc meritele Cocuței Conachi Vogoride. Ea este de fapt pentru români un fel de Ioana d'Arc, o ființă care se sacrifică și a sacrificat tot doar pentru libertatea românilor, spune Eugen Doru Pelin. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!